Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii, dar mai ales doamnelor, pentru că astăzi este despre voi. La mulți ani, pe 8 martie, sărbătorim Ziua Femeii. Această zi este un eveniment important în viața noastră și a fost sărbătorit prima dată în anul 1909 la New York, iar în anul 1977 a fost adoptată la nivel internațional într-o adunătură generală a ONU. Știm că sunteți deja în căutarea cadourilor perfecte, așa că noi am făcut o mică documentare aici la școala de televiziune Dicție.ro ca să vă sărim în ajutor. Cele mai frumoase cadouri sunt cele care ajung la suflet, așa că primul loc în topul alegerilor ar fi o seară în oraș, la un concert, de exemplu. Vă dau niște ponturi. Delia cântă pentru mama pe 8 martie la Hard Rock Cafe în București, iar la Fratelli îl vedeți pe Carlos Dreams. Dacă doamna e mai pe latino, Pepe vă așteaptă la sala palatului. Dacă vreți să-l vedeți pe îndrăgitul Smiley, aflați că următorul concert, care mai găsiți bilete, e pe abia pe 16 martie. La Berăria H îl găsiți pe Ștefan Bănică Junior și Horia Brenciu. Desigur, o mică mini-vacanță la munte poate fi un cadou frumos. Dacă vreți să cumpărați ceva drăguț pentru cele mai iubite femei din lume, s-ar putea să găsiți un lucru drăguț la târgurile de mărțișoare. Sunt în toate marile orașe. Dacă ne scăpați ceva, să ne lăsați un comentariu. Eu sunt Andra, numai bine, pe curând!